Nici măcar, încă mai avem niște legi, știu că legile le fac ei și le fac aiurea, dar măcar în legile alea mai sunt, mai încă mai avem dreptul să nu stăm în țară și să stăm aici să vorbim. Încă mai există dreptul. Aici, aveți în care care n-are nicio importanță, mergem și facem mai acolo, primim și un simbol. Asta spun, că faptele spun mai mult decât ce zice. Asta nu e un fapt. Adică în momentul de asta am intervenit, în momentul care spui, în momentul care spui că n-ai dreptul, că n-ai nevoie de autorizație să te naști, n-ai dreptul la nu știu ce, dar faptele tale dovedesc opusul, că tu ai nevoie de autorizație ca să vorbi. La faptul că se aplică prost și strâng pe alocuri, încălcându-se de fel de drepturi ale noastre. Ok, vrei să îndreptăm Constituția, dar nu putem pentru că legea e făcută de cine e acolo și o fac corect, corect? Așa, și ce propunem? Să punem alți oameni mai competenți care pot aloga sistemul mai bine? Nu, ce se propune în mișcările de genul ăsta e ca... Că nu mai e nevoie de niciun... Nu se mai recunoaște sistemul politic întreg. De-aia oamenii se adună și decid ei. Deci cam asta e. Oamenii vin aici și arată un model alternativ în sine. 100.000 de aici care stau și cu legea la cale și cu instituția merge 200.000 și tot noi nu reușim să vorbim unul cu altul acum, că suntem cumva prea mulți când e vorba de discuție. Vor conduce 100.000 de oameni fiecare la nivelul lui, cum înțelege lucrurile. Da, fiecare la nivelul lor, deja se întâmplă în Atena, la nivel de cartier, la nivel oamenii se adună și decid pentru ei ce au de voie. Deci există o formă de organizare, indiferent care e ea. Există o formă de organizare. Da, se numește auto-organizare, da. Exact, hai să și mie cum ne auto-organizăm noi dacă... Uite exact ce facem aici! Auto-organizare, democrație directă, asta prin consens. Consens, exact. Așa. Acolo unde nu există consens, vom căuta împreună o cale de mijloc. Că măcar noi avem tot interesul să o găsim. Avem tot interesul pentru că avem un scop comun pentru care suntem aici. Corect, unu, să producem un schimbare. Și ideea unei mișcări de genul ăsta e să arată... Se pot separa. Deci se adică, poate separa. Poți să faci vreo 2-3 din astea. Da, asta e, că sunt mai multe nuclee. Deci nu trebuie neapărat să... Mai multe nuclee, nu știu, într-o parte exact. Era ecologiști, într-alta comuniști, într-alta anarhiști, într-alta da. Cei fără nicio ideologie. Mă rog, se mai adunau, se mai împrășteau, treaba lor. Ideea... Ceva decât orice alt sistem rău din istoria omenirii. De fapt, sunt sisteme, sunt construcții. Care schimb e un pas în evoluție. Sunt construcții ale oamenilor care încearcă să-i domine pe ceilalți oameni. Poți să încerci să domini ceilalți oameni, să zicem, în societatea sclavagistă, fiind tu împărat sau mai știu eu ce șef, sau poți să îi domini într-o societate considerată democratică a noastră, printr-un număr foarte mare de legi, prin instituții care, de fapt, acoperă corupția. Acoperă interesul personal al celor care au puterea. Și la noi se poate vedea asta, în această țară minunată noastră, că oamenii sunt extraordinari de corupți în masă. Trebuie să ne cunoaștem chestia asta. Noi, frații, fiecare, acolo unde este, pune mâna și ea și își caută interesul propriu. Noi nu trebuie să schimbăm sistemul sperând că vor veni alții mai buni sau că noi suntem mai buni până când nu suntem mai buni. Până când nu arătăm că, într-adevăr, noi punem binele celuilalt mai presus decât binele nostru. Că nu trebuie să fim plătiți cu 1.000.000 de euro pe an ca să nu furăm, că de-aia suntem aleși. Pe un post de conducere într-o regie sau ceva, capitalism. Pentru că nu și suntem pasiv, susținuți ca să nu furăm, stat. Nu. Noi trebuie să avem un salariu, să zicem, adevărat. Mediu și să nu furăm pentru că suntem deciși, pentru că ne-am dat viața înainte să furăm. Fiecare... Înțelegeți? Schimbarea este în noi, înainte de a fi... În lumea din jur. Eu fac un cărnat și tu. Nu recunoaștem care sunt. Adică dacă își face unul corporație, e treaba lui. Ideea este că în același care timp, calcă oricine are o conștiință, oricine sau dacă poate vreau să vedea și identifica răul o... în afara lui, poate să se unească cum o facem noi asta. Să nu le cumpăr produsele acum, și să fiu lăsat. Să câteva lucruri de bază. Suntem societatea civilă. Putem influența politica, trăim în vremuri extraordinar de importante. Când aveam această putere, noi, oamenii de rând, să influențăm politica. Au fost în ultimii 300 de oameni nenumărați care au murit pentru asta. Ok, revenim la prezent. Eu sugerez, de pildă, dacă noi suntem societate civilă și ne organizăm
în diverse comunități care nu sunt niște structuri ierarhizate ca francmasoneria și oculte, niște societăți deschise, transparente, de oameni care se respectă și se înțeleg. Ok, și punem niște condiții, de pildă, în orice instituție, înțelegeți, în orice instituție, chiar și în mica mea firmă, chiar și la nivelul cel mai înalt politic, să putem schimba oamenii noi de jos, colegii, superiorii, să putem schimba orice om dintr-o poziție de conducere în 6 luni de zile. În 6 luni de zile, nu în 4 ani, nu în 5, nu în 7, nu niciodată, cum se întâmplă în diverse firme. Cred că singurul lucru care protejează funcționarea acestui sistem este educația. Școala accesibilă pentru toată populația a apărut odată cu Revoluția Industrială din Anglia, pentru că șefii care aveau corporații și aveau nevoie de muncitori nu puteau să ia niște țărani de 30-40 de ani, pentru că ei nu știau ce înseamnă autoritate, nu știau ce înseamnă un program strict și într-un fel se mai răsfrăteau împotriva regulilor și nu făceau ce spunea șeful. Și atunci s-au gândit să facă școala, grădinița, ca să educe copilul de mic să respecte autoritatea, să-și facă temele la timp. Aici e foarte mare dreptate. Asta este doar o consecință a sistemului. Trebuie să-ți faci temele, da? După aceea trebuie să te duci la serviciu, trebuie să-ți faci iarăși alte teme și știu foarte bine că am lucrez. Deci toată viața stai într-o bancă, da? Tu stai în bancă la școală, tu stai în banca mea la birou. Deci asta e, asta e ideea. Tot timpul trebuie să stai în banca ta. Într-o cutiuță acolo, până într-un final ajungi în cutiuța pe măsura ta, adică se mai termină. Toată viața asta e într-o cutiuță. Ai mare dreptate aici. Bravo. Bun, deci una dintre propunerile. Bravo. Poate ajungi consilierul ministrului de învățământ. S-a simțit jignit. Apropo, ministrul... Corect. Așa. Asta este definiția cuvântului. Ministrul este egal servitorul cetățeanului. Ia că servitorul ăla mănâncă... Servitorul ăla. Mănâncă ce? Mănâncă mult, auzi. E gras. Mănâncă, fratele meu. Ne mănâncă pe toți. Așa e, ai dreptate. Hai să rămânem aici la educație. Ai putea susține ideea că te poți educa și singur? Există surse alternative de educare, dar într-un fel e cam trebuie complicat. Trebuie neapărat să mergi la școală ca să fii educat, asta e problema. Nu! Pun dezbaterii aici. Dacă vrei, te duci. Dacă nu vrei, poți să stai. Mare poți să alegi dacă ești copil. Cum faci? Mi se pare cel mai simplu să mergi la școală, dar părinți. Aș prefera să aleg alte surse alternative prin care pot să-mi aleg singur informațiile care la școală, programul școlar, educația care trebuie să oferă, materiile care te... Asta, da, așa e. Ce scade în mână? Ce vorii să fie? Că școala abținată, nu e un sistem, nu e un sistem. Cu mine, orice altceva de cât de stene. Ideea este că acum să pui și un copil să aleagă, el alege aia spăită în roșu, știi? Eu știu. Da, să zicem. Educația mie mi se pare că vine direct din experimentare. Din cunoaștere, prin experimentare, directă. Pentru că una e ce îți spune cineva, dar e informație la 7-a trecută prin telefonul fără fir, care jucam când jucam și era un hai, da? Absolut. Deci experimentarea directă. Ceea ce facem noi aici. Asta înseamnă că experimentăm direct și învățăm unii de la alții. Și învățăm să ne deschidem mințile și sufletul unii către ceilalți. Este experimentare directă. Nu stat acasă și uitat la alții. Mamă, frate, ce mișto fac ei acolo, ce aș vrea și eu. Ding bang! Bună ziua, am venit să vă luăm banii pe... Aici intervine o soluție. Nu vă mai uitați la televizor, niciun. Aruncați-le pe geas. De 6 ani zile nu mă uit la televizor. Bun, hai să facem la revoluție pentru televizor. Și să ne aducem toți televizoarele de acasă, să le facem corman în fața guvernului. Asta nu propunere, da?
lumea de acord la faza asta, face televizorul pe calcula. Vreau să-l văd pe la plasma la supraacoaia. Acolo o să se vadă cât de legați suntem de lucruri materiale sau nu. Adică... Da, geaca nu ți-aș cer, da televizorul, da-ți-l aș cer. Dar la Revoluție s-a murit pentru televizor. Că plângea poporul, că nu e Andreea Bănică la televizor. Dacă Ceaușescu le dădea o telenovelă și le mai punea 3 salame în alimentara, nu mai ieșea nici dracu să facă revoluția. Deci revoluția nu s-a făcut pentru libertatea de exprimare. Pentru că vezi foarte bine cât suntem aici, suntem foarte puțini. Credeți în revoluția asta care a fost da. În 1998? Da. Lovitura de stat! Păi asta mă pregăteam să spun. Dar tu știi mai bine, că tu ai prins. Dar nu trebuie neapărat să știu mai bine. Ce spun, ai prins? Ea avea cu 5 ani. Bine, ai prins. Dacă n-a fost și energia franceză, trebuie. Și era... Nu trebuie să nevoie ca noi să fim cei care conduce această țară, iar cei care fac legile să fie mandatați în altfel acolo să o facă. Este nevoie ca noi să avem dreptul să iniciem legi, să avem dreptul să ne opunem unor legi care sunt incorrecte, să avem dreptul să participăm real la dezbaterea și la apărarea legilor. Și, de fapt, să vedem de ce foarte sunt prevăzute în lege, în Constituție. Dar, practic, birocratic nu se poate face nimic. În care cumva ne-am adunat aici 50 de frustrați, cum o să ne portretizeze presa, sunt sigur, și chestiile astea. Și nu o să se întâmple nimic, o să ne dăm seama că sunt așa de mari probleme și așa de diverse și atât de complicate, încât nu se poate face nimic. Și o să, nu știu, imediat o să vină frigul, mergem acasă și se termină totul.
cu asta și atât. Ideea ar fi, nu știu, ideea ar fi cumva, nu știu, prin Twitter sau prin ceva, să se păstreze ceva și să ne mai adunăm din când în când, eu asta zic. Să ne adunăm fără niciun, nu avem nevoie de nicio autorizație, de nimic, pur și simplu ne adunăm, discutăm, poate, nu știu, poate facem o inițiativă sau ceva, poate ceva o să se miște sau la un moment dat o să vină mai multă lume. Problemele sunt, nu știu dacă putem să le rezolvăm problemele în sensul ăsta politic, politica mare, adică politica democrația reprezentativă, nu putem, nu avem acces în planul ăla, dar e politic deja faptul că oamenii spun că lucrurile se decid la nivelul ăsta, la nivelul lor, că e posibil o democrație directă. Și în asta, în direcția asta, eu zic că trebuie să insistăm. Pentru că cred, acum câteva zile zicea un trader pe la BBC că în următoarele 12 luni să ne așteptăm la lucruri foarte grave, pentru că acum interesul corporațiilor e interesul corporațiile și sistemele astea financiare fac bani din colaps, din criză, din război. Cam așa funcționează capitalismul morbid în ziua de azi. Ultima fază a capitalismului. O să vină vremuri și mai grele decât sunt acum, sunt convins de chestia asta. Și în momentul, și în vremurile astea grele care o să vină, e nevoie cumva să reușim să păstrăm dreptul ăsta care mai avem, să stăm în afara țatului, să vorbim, să ne adunăm și să vedem ce se poate face.